Corneliu Vadim Tudor este în studioul emisiunii 100 de minute. Vă spun bună seara, domnule Corneliu Vadim Tudor. Bună să-ți fie. Aveți inima în continuare mâna rănită, beteagă. Rănit din dragoste de viață, cum suna titlul unui și film. Și de sediu. Am fost la Spitalul Militar astăzi din nou, de bună credință, după două săptămâni. Sincer să fiu, mă deranjează gipsul, pentru că luni plec la Bruxelles și cred că știe toată lumea ce greu se pătrunde prin vamă, prin controlele antitero pe aeroporturile lumii, dar medicii de acolo mi-au zis că mai trebuie cel puțin o săptămână să stau pentru că nu s-a sudat osul. La un braț cu afecțiuni mai vechi, recunosc. Exact aici am fost lovit cu poarta, am fost strivit efectiv pentru că am primit alaltăieri un document din interiorul Ministerului de Interne și arăt și dosarul în care l-am primit. N-aveam de unde să am eu un asemenea dosar. Ei, dar te rog, nu-l deschide. Poate mai găsi. Nu-l deschide că nu vreau să expun oamenii. Aha. Că sunt documente și îi expun pe cei care mi-au... Adică nu-l deschide la cameră. Nu-l deschid la cameră, nu-l deschide la cameră. Deci e Direcția de Management și Resurse Umane, am înțeles că se numește, și din interiorul acestei direcții am primit informații că au fost 140 de polițiști la operațiunea, acțiunea numită Emil Zola. Emil Zola. În ritmul ăsta o să facă și acțiunea Dostoevski și Honoré de Balzac și Mihail Sadoveanu și alții romancieri. Sunt mai multe documente, n-am adus decât câteva. Este vorba de un ordin politic pe care l-au executat fostul șef al poliției Petre Tobă, care a fost dat afară din acea funcție în noiembrie 2010 pentru că Băsescu i-a reproșat că n-a reușit atunci să evacueze Partidul România Mare din sediu și acum i s-a dat șansa să se reabiliteze. Mi-a arătat aici un document scris la mașină, nu mi-arată dacă... Deci ăsta e singurul document în care apare că 140 de polițiști au fost... Păi ăsta e memoriul lor, către mine, la calculator bănuiesc, dar este vorba de alte documente despre acest Petre Tobă și despre faptul că el a încălcat multe legi pentru a ajunge șeful poliției țării. El trebuia, conform normativelor Ministerului Muncii și Protecției Sociale, să aibă studii superioare complete, el era numai subinginer. Deci lui s-a promis acum că va fi prim ajung la serviciul secret la 2 și un sfert sau șeful Direcției Generale Anticorupție. Și el împreună cu finul său, fost șofer de la circulație, care a ajuns acum șeful sectorului 1 poliție, pe capitală am înțeles, un oarecare Mihai Marius Voicu, au ales 140 de polițiști, dintre care cei mai mulți pe liste de disponibilizați, cu probleme disciplinare, ca să-i oblige și să-i șantajeze. Evacuați PRM-ul din sediu, nu vă mai dăm afară. Deci, imediat, încă o singură frază, că am zis-o și la parchet astăzi, și le-am spus așa, că după aia 14 polițiști din aceștia au dat declarații scrise cu ce s-a întâmplat. V-ați dus la parchet cu hârtiile astea azi dimineață, că azi ați fost la parchet? Eu m-am dus cu astea, dar nu le-am dat decât sinteza elementelor. Nu toate celelalte documente, că dacă se va ajunge la această mascaradă de proces, le voi produce în instanță și am promisiuni că voi mai primi și altele, că lumea e nemulțumită. Lumea știe că acolo a fost un desant politic. Ce v-au spus azi procurorii, vreau să știu? Nu, ce le-am spus eu? Murdară pâine mai mâncați. Este vorba de faptul că vinerea trecută, acum o săptămână, când am ieșit de la parchet, eu am vorbit în fața presei și mi se pare că și Antena 3 a transmis în direct, Băsescu s-a uitat și la orele 15:30 a sunat-o pe Laura Codruța Chioveși, procuror general. N-aveți și de i-a spus, păi dovada este următoarea. I-a spus așa, nu așa trebuie proceda cu Vadim, pentru că îl expuneți mediatic, el poate să spună niște lucruri, făceți mai încet, mai discret. Și femeia a zis, domnul președinte, așa e procedural, că el are imunitate europarlamentară. El a înjurat, mă rog, a bălăcărit-o și așa mai departe. Deci una peste alta s-au falsificat declarațiile celor 14 polițiști. Ei le-au dat după dictarea șefului lor Voicu,
după care a ajuns la procurori și le-au rescris în funcție de ceea ce cere Traian Băsescu. Îi deranjează Partidul România Mare și ziarul meu Tricolorul, ca dovadă că dacă l-accesați pe internet, domnule, nu Cornelu puteți Vadim fi bombardat de STS. Nu puteți să dovediți nimic din lucrurile pe care le-ați spus. Eu dovedesc următorul lucru. Accesați acum site-ul ziarului Tricolorul și a revistei România Mare și dacă puteți să citiți, înseamnă că Marcel Oprit și STS-ul au ridicat embargoul. Sau nou server al nostru, că e un nou server, am căutat un server indestructibil, funcționează ireproșabil și putem să ajungem la cititori. Asta e dovada, că de două săptămâni lumea nu mai poate citi pe internet ziarul care spune adevărurile dureroase ale lui Traian Băsescu. Domnule Corneliu Vadim Tudor, imaginile de atunci s-au transformat în 24 de ore într-un dosar penal pe așa numele de dumneavoastră, extrem de repede. Într-o dragă Alexandra Stoicescu, știi câte crime cu autor necunoscut sunt în România de 20 de ani? Sunt peste 5.000. Unde sunt criminalii aia? De ce nu au fost prinși și pedepsiți? Știi câte dosare de mare corupție sunt sub fundul lui Daniel Morar la DNA? Peste 2.000, însumând o pagubă împotriva statului român de circa 70 de miliarde de euro. De ce nu s-a sesizat doamna Chioveși? Că interesul era politic să-mi închidă mie gura. Și eu mai rău fac. Eu am vrut foarte tare astăzi să discutăm, odată pentru că ați fost la parchet, da, și în al doilea rând pentru că mai este o chestiune extrem de importantă în premieră pe care ați făcut-o și pe care vreau să o înțelegem. Da? Fac multe lucruri ați în premieră, pentru că discursul meu politic e altfel decât frunza la câini pe care o toacă cei mai mulți invitați la emisiunile de televiziune. Ca europarlamentar ați trimis o scrisoare. Nu mai știi ce au zis. Mai ții minte ce au zis? Nimic. Vorbim discuții. Eu vin cu materialul clientului. Unde-și banii țării? De ce ați ruinat România? Ce aveți de gând? Iată, faceți victime. Ăștia omoară oameni. Deci ați trimis o scrisoare Interpolului și FBI în care spuneți, având în vedere scandalurile de corupție care zdruncină comunitatea internațională, și aici o am lângă mine pe Andreea Sava pentru că vreau foarte tare să reușim să și vedem sumele pe care dumneavoastră pretindeți că le-ar avea în conturi Adrian Videanu, Radu Berceanu, Vasile Blaga, Elena Udrea, Emil Boc, Laura Codruța, Chioveși și Traian Băsescu, da, și cereți FBI și Canca Boagiu și Gheorghe Falcăș, toți îmbogățiți ăștia de răzbun. Hai să vedem, Andreea, bine ai venit, Andreea Sava. Bine v-am găsit. Vreau să vedem exact ce scrie în acea scrisoare pe care ați trimis-o Corneliu Vadim Tudor către Interpol și FBI, în afară de lucrurile pe care deja le-am spus, deci acuzații de averi ilicite, ascunse prin lume. Ce sume ar fi, Andreea? E vorba despre niște sume de-a dreptul halucinante. Corect. În total, pe aproape 13 miliarde de euro. Miliarde, nu milioane. Și începe lista cu Traian Băsescu, președintele țării, cu o sumă de 2,5 miliarde de euro. În contextul acestei liste este o sumă chiar modestă. Ce se cunoaște până acum, el are și în alte părți. Bun. Mai exact 2 miliarde de euro și 700 de milioane de dolari, da, o parte în Banca Credit Lyonnais din Bruxelles, dacă nu greșesc. Da, pe care frecventează. De câte ori se duce acolo, se duce imediat, fără SPP, imediat, la bancă. Dacă n-are bani, ce caută la bancă? Poate are o cunoștință. Trebuie să prezentați dovezi pentru toate astea. Să fumeze, nu-i dă voie în altă parte. Adrian Videanu, fost ministru al economiei, cu 5 miliarde de euro. Sunt niște sume cu adevărat halucinante. Spus, adică sunt... Asta poate să decredibilizeze, să știți, această scrisoare. Spun o treabă. Sunt niște sume uriașe. Vreau să întreb un lucru. Câți bani a fraudat Bernard Madoff, fostul șef Nasdaq? Bun. Cât? Dar 50 este... de miliarde de dolari. Dumneavoastră... Păi dacă ăla fură 50 de miliarde, Videanu, care a avut economia națională pe mână... A României. A României. Crezi că nu putea să delapideze 5 miliarde? Pentru fiecare dintre aceste acțiuni puteți ajunge să aveți dosar, să fiți dat în judecată, domnule Corneliu Vadim Tudor. Exact asta doresc. Să mă dea în judecată. Hai să continuăm. Adrian Videanu l-am văzut. Cu Radu Berceanu, fostul ministru al transporturilor, cu 4 miliarde de euro. Da. De menționat, toate aceste sume ar proveni din trafic de armament, privatizări frauduloase. Nu la toți, nu la special la Băsescu. Da, am înțeles. Încă o dată, da, trebuie să probați aceste acuzații. Mergem mai departe. Mai departe urmează Vasile Blaga, fostul ministru de interne, cu 4 miliarde de euro, care este acuzat că, în tot în acest document, că îl șantajează pe Traian Băsescu. Da, au fost discuții la Predeal și la București, s-au șantajat reciproc. Blaga are o mare parte din conturile bancare ale lui Băsescu și i-a dat cu ele în cap.
Elena Udrea urmează. Elena Udrea cu o sumă mică. Peste un miliard de euro. Ce se știe deocamdată? E săracă? Și ar fi Emil Boc premier. Urmează Emil Boc, cred că este surpriza listei. Până acum el era considerat unul dintre politicienii cinstiți, care stă într-un apartament cu trei camere, dacă nu mă înșel. Aici apare cu mai multe sute de milioane de euro în bănci din Italia, Elveția și Monaco. Și Laura Codruțea Căveși. Căveși încheie lista cu peste 100 de milioane de euro, tot în o parte... Cea mai sărac. După cum urmează, după cum urmează, sunt două conturi de până în 20 de milioane de euro pe numele Ioan Lascu, tatăl ei, fost procuror prin zona media și pe acolo, și încă un cont de peste 65 de milioane de euro, chiar pe numele ei, dacă nu mă... înșel în Liechtenstein. L-am notat aici. Îi mulțumesc mult de tot, Andrei, și vreau să vă întreb de unde până unde ați scos aceste sume. Adică de la, sunt uriașe. De la eu? Sunt și mai mari. Ia le declarație de avere. Numai 10% din ce ar fi putut să... Păi spune. Tocmai, ele nu apar în declarațiile lor de avere. Bineînțeles că nu apar. 5 miliarde Adrian deci Videanu, 4 miliarde Radu Bățean. Astea sunt de la ofițeri din serviciile secrete, care trăiesc efectiv din salarii și alea acum înjumătățite și care nu mai suportă pe hoții ăștia. Și nu-i mai suport nici eu. Și să spun o chestiune, dragă Andreea... Alessandra. Iartă-mă. Asta toate e. Sunt v-am supărat cu întrebările și mi-ați uitat. Andreea Seaba, Andreea Berecleanu, Andreea Bănică și așa mai departe. Dragă Alessandra Soicescu, o să-ți dau un miel că te-am botezat. Nu uita că eu sunt totuși tracasat și trambalat. Eu nu o să fiu la Strasburg acum, unde e locul meu de muncă. Mă duc la parchet pentru că așa vrea Băsescu. Deci, tocmai pentru că nu am toate dovezile, că nu am serviciu secret, n-am pârghile necesare, sunt om politic, sunt șef de partid, i-am scris domnului Phil O'Malley, care este șeful biroului FBI în România și cu care un consilier al meu, fiul de general Sie, a vorbit la telefon de două ori să îl prevină că va sosi această scrisoare deschisă. Domnul a fost foarte receptiv, la urma urmei e profesia lui. Cum a zis că îmi va da un răspuns oficial. Cum ați și a scris și biroului Interpol, pentru că este căderea lor prin legislația internațională, sunt datoare să verifice aceste informații. Că eu nu sunt un bârfitor din Gara de Nord de pe șanț. Sunt membru în Comisia de Politică Externă a Parlamentului Europei. Ați semnat-o ca europarlamentar această scrisoare? Am semnat pantetul Parlamentului European și în Comisia de Cultură și Educație. Vreau să-i și provoc. Luni când mă duc la Bruxelles, voi ține un discurs despre fraudele astea colosale, pentru că România e sac fără fund. Tot ce vine din împrumuturile externe și din birurile pe spinarea populației, se întoarce la mafia autohtonă și o parte și la mafia transnațională. Vreau să-i provoc pe telespectatori. E vorba de criminalitate transfrontalieră. Vreau să-i provoc pe telespectatorii noștri, înainte de a vă cere din nou dumneavoastră probe, să ne trimită SMS-uri. Avem o problemă cu decorul. Astăzi e o diferență, o să până nu cad, nu mă las. E semnă că te măriți, Alessandra. Nu, cred că devin premier, nu că mă mărit. Când cad oamenii în studiourile de televiziune, ajung prim-ministru. La voi. Dar vreau să spun o chestiune. Lăsați-mă să-mi termin ideea. 1-2-1-1. Credeți că au politicienii români conturi ascunse în străinătate? Oh, da. Credeți că au? Dumneavoastră, spuneți-ne la 1-2-1-1. Acum, e deci, rândul dumneavoastră. Ca dovadă a credibilității și a faptului că sunt un ziarist și un anchetator prea vechi, ca să plec la dribbling și să mă înșele cineva, sunt numai două aspecte. Unu, am spus în pofida tuturor că în România s-a antrenat luptător Hamas și mi s-a ridicat imunitatea parlamentară și mi s-au înșenat procese, ca și acum de altfel. Și după câțiva ani s-a văzut că așa e, pentru că izraelienii au prins niște luptători Hamas și au mărturisit că s-au pregătit în România, mai ales la Brănești, o tabără a SPP-ului, unde Elena Udrea aduce pe vrăjitoarea Baba Neagră de la Râmnicu Vâlcea și pe Cati de la Mărăcineni. Dovezi, păi să spună ofițerii de acolo ce caută vrăjitoarele într-o unitate militară. Dumneavoastră ieșiți public cu astfel de scrisori, spuneți că au miliarde de euro, 2,5 miliarde de euro. E mai sărac Traian Băsescu decât Adrian Videanu potrivit scrisorii? Nu, a furat mai cu perdea, că ele hoțul hăsilor. E o acuzație pe care trebuie să o probați, vă cer asta în continuu. Da, am scris la Interpol și la FBI. Eu am informații ca un politic. Ei vin cu probele. Eu am ridicat această problemă. Dar să-ți mai spun o chestiune. Reau.
S-a dovedit că s-au pregătit luptători Hamas pe teritoriul României. Am spus de închisorile CIA pe teritoriul României, mi s-a ridicat imunitatea parlamentară din nou și s-a dovedit și au fost rapoarte internaționale că au fost închisori CIA pe teritoriul României, mai ales la baza de 4 hectare și ceva de la aeroportul Mihail Cogălicianu. Ce alte dovezi să mai aduc? Păi trebuie aduse dovezi, că altfel... Păi am adus și în cazul ăla s-a dovedit că așa e. Voiam și s-a vă... dovedit că și aici este. Voiam să vă informez că site-ul România Mare este funcțional, l-am verificat acum. Acum. Acum este drumul, funcțional. Și al altele nu fusese. Bun. Dar tricolorul e acum? Că verificăm și tricolorul, dacă vreți. La ora 12 nu era. Verificăm și tricolorul. Dar ce încercați să dovediți, de fapt, prin acest... Să nu se mai fure din țara asta, pentru că mor oameni. Păi iartă-mă, hai să punem cap la cap elementele situației sociale din România. Aproape nu e zi de la Dumnezeu să nu moară un pensionar sau să nu se sinucide un om disperat. Niciodată în România n-a fost o situație de genul acesta, o psihoză atât de gravă. Păi de ce s-a ajuns aici? Unde sunt banii țării? Acolo sunt banii țării. Hai să spun o chestiune. În 26.04.2010... ce au căutat Elena Udrea și Traian Băsescu, singuri aproape o jumătate de oră, la Banca Credit Lyonnais din Bruxelles. Ce au făcut ei acolo? În 22 septembrie 2010, Traian Băsescu a fost la o bancă în Belgia pentru a verifica dacă Anca Boagiu a returnat 150 de milioane de euro. Deci, la 16 septembrie, Băsescu a fost la sucursala bruseleză a băncii Credit Lyonnais să verifice dacă Anca Boagiu i-a dat banii pe care îi pusese pe numele ei. Deci, el a fost în băncile alea și spun oamenii de la SPP, dacă n-are bani, aveți, de ce se duce aveți acolo? Aveți scris de la oamenii de la SPP sau v-au povestit cum v-aș spune eu acum că ieri am fost în Bahamas și mi-a fost bine și... Am și scris, deocamdată ce pot să-ți arăt, e ce am scris de la minister, ce am primit scris de la Ministerul de Interne, alături de alte documente. Am și de la oamenii, dar expun că îi omoară bandiții ăștia, îi lasă fără pâine. Uitați în ce țară trăim. Un alt caz pe care aș vrea să-mi spuneți și cum vedeți cazurile acestor pensionari. În primul că eu am un cult față de bătrâni, îi divinizez. Și am și îngrijit foarte mulți bătrâni în viața mea. Iată ce vă spune Vadim Tudor acum. Și de 20 de ani nu vă mint. Știu de la ofițerii Marului Stat Major General al Armatei că toată povestea cu recalcularea pensiei este o gogoașă otrăvită pe care vă servesc impostorii ăștia. S-a înregistrat o gaură de 200 de milioane de euro în bugetul fondului de pensii al armatei pe anul 2011. Au furat banii. De data asta n-am elemente, nu pot să spun cine. Încă tot s-au dus banii. Hai să luăm declarația de avere a lui Gabriel Oprea, care are 8 case, are nu știu câte terenuri, nu știu câte alte averi. Hai să luăm și ale altora și poate ei sunt o parte din le avea bani. Și înainte. Avem și înainte de la primul. Dar lăcomia asta e ca la zidul morții. Nu se mai opresc din lăcomie. Deci o gaură de 200 milioane de euro. Ca să se acopere, s-a început să se dea cu fumigene. Nu se recalculează nicio pensie. Este o mare minciună. Se minte de dimineață până seara. Înainte de a intra în emisie, Alexandra Stoicescu cu Marius Marinescu erau alături de mine. L-am sunat pe fratele meu, generalul de armată Marcu Tudor. Fost deputat în 3 legislaturi. Și l-am întrebat, pentru prima oară, pentru că eu nu fac acțiuni pro domo, pentru mine și pentru familia mea. Și i-am zis, Marcule, zic, care-i situația pensiei tale de general? Zice, mi-au tăiat-o cu 50%. Aveam 3600 de lei, o nimic atât. Aveam 36 de milioane și acum mai au 18 milioane. Zic, dar mai iei ceva de la Parlament? Că ai fost 12 ani deputat. Zice, zero. Nu iau nimic de acolo. Deci, iată, este o problemă. Deci, este un fals grosolan. S-au furat banii armatei. Și acum se dă cu fumigene. Nu merge site-ul Tricolorul. Păi nu merge, cred că e blocat. Am verificat site-ul. De Marcel, opriși de la STS. Deci, ei folosesc... Poate sunt alți hackeri. Hackeri la forța asta? E interesat de la specialiști. E o forță de 600 de ori mai mare. Niciun hacker din lume nu are forța asta. Numai un serviciu secret, specializat.
Dar nu-i nimic, că de ce le e frică nu scapă vorba lor, pentru că am găsit, repet, un site, un server indestructibil și descărcăm încet, încet și mutăm materialele acolo. Și sper că la noapte sau mâine dimineață puteți să accesați acest ziar atât de incomod, care îl deranjează la culme, pe Băsescu. Deci scrisoarea asta pe care o ai tu acum a fost pe site alaltăieri noapte, pe la 11, și s-a dus Sebastian Lăzăroiu la Băsescu, cu printul. Și a arătat, uitați ce scrisoare dă Vadim la Interpol și la FBI. Bine, am dat-o în engleză și franceză la toată comunitatea și internațională. Și spuneți așa, la final. Și Băsescu atunci a sunat pe Elena Udrea și separat pe Adrian Videanu și le-a spus, ca un dictator african, până în la sfârșitul februarie să nu mai aud de Vadim și de PRM. Ce vorbești, Franț? Ai mai terminat mulți oameni ca Vadim Tudor? Erau alții și mai breji decât tine, Băsescule, și au dat în primire. Eu te termin pe tine și eu sunt singura opoziție reală la dictatura neamului prost. În scrisoare spuneți așa, mi-asum în mod oficial toată răspunderea, acum m-am asumat și când am tras semnale de alarmă cu privire la antrenarea luptătorilor Hamas pe teritoriul României și închisorile femei. Atât poporul român cât și comunitatea au dreptul să cunoască adevărul acum în aceste vremuri de criză profundă și austeritate. Și vorbiți la începutul ei... Așa, proveniența acestor averi, referindu-vă la Traian Băsescu, este scandaloasă. Deturnări de fonduri, privatizări frauduloase, afaceri cu statul, trafic cu armamente, evaziune fiscală, returnări ilegale de TVA, retrocedări necinstite cu victime omenești, spălări de bani, pe scurt, crimă organizată. Fără comentarii, vă supun atenției câteva cazuri răsunătoare. Sunteți europarlamentar? De anul nou a primit, am notat acolo, au venit cu plicule cu bani, nu știu câte zeci de milioane de euro au venit la el, domnule. Ca la un mandarin din fundul Asiei. Aveți bani dacă vă dăm judecată? Că dovezi în momentul ăsta îmi spuneți că trebuie să le caute Interpolul. Eu nu fur bani. Eu muncesc de o viață și eu nu am bani. Dar vreau să spun următoarea chestiune. Pentru ce a venit Shimon Peres pe canicula verii anului 2010 la 87 de ani și s-a întâlnit cu Traian Băsescu? Să-l roage să nu mai renoiască acele contracte de armament cu milițiile libaneze Hezbollah. Traian Băsescu și fratele lui Mircea Băsescu. Ultimul contract acum, pe care îl aranjează fica lui, Eba, că a făcut niște drumuri pe la Beirut, pe în zonă pe acolo, și s-a văzut cu reprezentanții milițiilor libaneze. Este pentru 1500 de pistoale Kalashnikov și muniția aferentă, pentru 15 baterii de rachete, a câte 12 rachete fiecare și cu mașinile transportoare și două stații radar făcute în fosta Ciorslovacie. Și contractul ăsta face 150 de milioane de dolari. Asta face Băsescu acum. Nu aveți dovezi. Ce dovezi? Că păi a venit Simon Peres? Dar de ce o fi venit Simon Peres? A venit în calitate oficială. La 87 de ani. Vizita bătrânei doamne, filmul după piesa lui Friedrich Dürrenmatt. Hai mă, stai pe tine la 86 de ani, că te duci așa, hai să mă întâlnesc cu Traian Băsescu. 40 de grade. Dacă nu aveți dovezi, da, știți dovezi. Că toată lumea am o dovezi. Să vă dea în judecată. Să mă dea în judecată, da, am dovezi. Bun. Ce vreau să știu este... Știi care este dovada, draga noastră prietenă? Debarcarea din funcție a amiralului Gheorghe Marin, șeful marului stat-major general armatei, pe care l-a făcut și amiral și șef al marului stat-major, chiar Băsescu, că erau colegi de marină. Deși în armata română ponderea nu este marina militară, este infanteria, e artileria, sunt transmisiunile. Și asta dovedește deci, ce? Nu i-a mai reînnoit statutul, funcția respectivă, că l-a n-a vrut să semneze. Dar înțeleg că trebuia să se pensioneze și l-a ținut până la 1 ianuarie ca să-și facă exact anii de pensie. Nu. L-a sunat telefonic câteva zile înainte să-și asume și să ia din depozitele armatei române acel armament. Și omul a spus că nu poate să facă așa ceva, că e caz de pușcărie. Una la mână. De ce sunt decapitările astea din poliția română? Olimpiodor Antonescu, Vladimir Secară și mai e unul care pățeava acum. Cei de la pompieri și de la jandarmerie. Brătan, care ajung cu șefului poliției de frontieră. Pentru că în faimoasa ședință de la Cotroceni, din septembrie 2010, după mitingul polițiștilor, când și-au dat ei înșiși cu caschetele peste gar la Palatul Cotroceni, Băsescu le-a reproșat
că nu i-au legat pe aia, că nu i-au bumbăcit. Olimpio Dora Antonescu și-a spălat niște păcate și știu de la oameni care au participat. Că lumea vorbește, trăim aici la porțile Orientului, în Balcani. Și omenul ne ține 3 zile, să află imediat. Și omul a zis că nu erau competențele lor legale. S-a solidarizat cu el și șeful inspectoratului pentru situații de urgență, generalul Vladimir Secară, și am înțeles că și acel colonel Cristinel Brătan. Și uite că în zilele care au trecut, i-au forțat pe amândoi sub șantajul anchetelor penale și i-au dat afară. Să credem, însă, să dăm crez și procurorilor care au început, au deschis dosare penale pentru numiri ilegale. Cum? Nu chiar așa? Dar să deschide dosar penal și pentru Boc. Câți nepoți și nepoate are Boc? Câte rubedenii are pe în guvern pe acolo? Cazul Ciorogârla. În fiecare seară vorbiți de cazul Ciorogârla. N-a fost niciun caz Ciorogârla, dragă, Alexandra. Sunt în familie de militari. Este, a vrut să scape de șeful marului stat major al aviației, care nu era de acord să se importe de la americani vechiturile alea 45 de avioane F-16 cu aproape 5 miliarde de dolari. Deci nu a vrut omul ăla și a înșenat că s-a spart pe gard, s-a tăiat cu bonfoaie rușie sârmă și au băgat oameni nevinovați. Tu crezi în răpirea din Bagdad? Crezi că ziariștii aia au fost răpiți? N-a fost un scenariu bolnav al lui Băsescu? Trebuie să cred. De ce trebuie oamenii să aceia? Dar cine sunt nenorociți ăștia să ne tot servească minciuni? Dar oamenii aceia au venit și au spus povestea. Și cine? Marijan și Ohanezian. Trebuie să-i credem. Eu cred că nu se vină Ohanezian în niciun caz. Tocmai. Nici ceilalți. Ei au fost niște victime, dar mintea bolnavă a fost al lui Băsescu.